Mesajul ăsta o să-ți placă mult și o să te ajute să, să știi, să înțelegi ce s-a întâmplat cu resetarea mondială a rasei umane. Vedem niște poze. Prima dată Egipt. Astea poze făcute de sus, din zbor. Nu au cea mai bună calitate, dar poți să cauți pe Google dacă în viitor o să fac alt video cu poze mai de calitate. Dar este ideea principală. Aici mai Marele canion din Arizona. La fel, același principiu. Novaia Zemlia, în Rusia, care se află în nordul Siberiei, zona care este chiar la, la mal, care cândva a fost conectat continentul respectiv cu Hiperboria, dar au fost bombe și s-a scufundat. Dar așa rămâne la suprafață pământul. În Andalusia, care este o regiune foarte mare din Spania, la fel, foarte mult deșert în zona din sudul Spaniei, la fel cum este în alte zone din Europa, la fel în la Mediterană, pentru că a fost și acolo. A, acum o să spun ce a fost de fapt. Pe ce vezi pozele astea? Aici avem un experiment care este, se poate face acasă când tu legi electricitate la o placă și le -și să se ardă. Deci asta, asta e produsul arderii din cauza curentului electric care trece prin placa respectivă. Ei, același principiu îl vezi la suprafața Pământului pe continente în țări. În țări, mă refer aici, deja vorbim de lucruri care sunt mii de kilometri. Ce înseamnă asta cu alte cuvinte? Și aici să vedem încă o chestie, asta este o centrală de putere energetică, se spune templu, dar nu este un templu religios, asta e foarte multe de genul ăsta în Asia, același lucru este și cu astea din America și în Europa. Și aici Cico se spune că este o formație rocoasă naturală. Ei, nu este formație rocoasă naturală, ci este un templu de asta, adică o centrală de putere energetică, care a fost, în, a fost topită de către niște arme care topesc și s-a împietrit. Ce vreau să spun cu chestia asta? Ați văzut foarte mult în sculturile religioase, care de fapt nu sunt religioase, ale sumerienilor, ale grecilor, ale hindușilor, etc., cum zeii poartă niște arme în mână care descarcă întotdeauna o energie, care este energia electromagnetică. Deci, cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat la suprafața Pământului în foarte multe zone din lume unde este deșert sau foarte frig sau foarte cald, unde este deșert de oricare tip S-au purtat războaie sau s-au descărcat arme cu un uz electromagnetic așa de puternic ca în același principiu care îl face o, la o placă, uzul energiei electrice care trece și arde, vedeți cum se formează ramurile ca și la un copac, ca și în plămânii ființei umane, ca și la placenta unui, unei ființe umane care se naște, am văzut un video cu chestia asta, la fel se întâmplă când zei sau cei aia, oamenii care au puterea, tehnologia, aruncă sau folosesc armele de descărcare electromagnetică, dar la un uz de voltaj care lasă aceleași urme pe suprafața continentelor și a țărilor și a lumii dinainte. Deci asta nu o să spune. Deci când înțelege, dragă, că totul este energie și chestiile astea din legende cu pedeapsa divină. Ce este pedeapsa divină, de fapt? Adică este folosirea tehnologiei de către o rasă superioară pentru distrugere. În cazul ăsta se poate distruge o rasă, un continent. În cazul în Rusia s-a prăbușit continentul. Deci a fost un continent foarte mare și pur și simplu s-a prăbușit la fundul mării. În cazurile cum sunt țările astea din Asia Centrală, din cum este Spania, cum este Statele Unite, cum este Mexicul, cum este toată Africa, practic, foarte mare parte din Africa, Australia, vedeți că toate sunt deșert. Deci a fost un cataclism, dar n-a fost natural, a fost cataclism pe bază de război și descărcare de energie electromagnetică, electricitate și magnetism, în așa măsură încât a lăsat pământul cu cicatricile, ca și cum rămân la o placă care se arde sau la o persoană care, dacă vedeți, supraviețuitori care au fost trăzniți de tunet de electricitate, pe piept sau pe spate și -a am arătat chestia asta, au același ritm și patron de deci se formează de același tip de, de, desen cum ar veni pe pielea lor, identic și este plin în lume de locuri din astea și acum știind o chestie cu privire la resetarea rasei locului ăsta unde trăim noi pentru foarte mulți este un glob care se învârtește cu apă curbată dar cine are cap și minte știe că este un crater destul de plat și cam atât, ne vedem în următorul video